Înălțarea Domnului. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa a treia. Bine v-am găsit, dragi elevi! Sfânta Scriptură ne învață că, după ce Hristos a înviat, s-a arătat de mai multe ori Sfinților Apostoli și altor oameni în diferite împrejurări. Aceștia s-au întărit în credința că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Apoi Domnul s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. În clipul de astăzi vom vorbi despre înălțarea Domnului, aspecte biblice referitoare la înălțarea Domnului și cinstirea eroilor neamului. Voi știți câte zile a mai stat Mântuitorul pe pământ până la înălțarea sa la cer? Așa este, 40 de zile a mai stat Mântuitorul pe pământ. Ce s-a întâmplat după aceste zile? După aceste zile, Mântuitorul i-a binecuvântat pe Sfinții Apostoli pe muntele Măslinilor și apoi s-a înălțat lângă Dumnezeu Tatăl, șezând de-a dreapta sa. Voi știți când a avut loc marea minune a înălțării Domnului la cer? Înălțarea Domnului la cer a avut loc la 40 de zile de la învierea Mântuitorului, iar locul minunii înălțării a fost muntele Măslinilor, lângă Ierusalim. Dacă învierea nu a avut martori, ci martori a avut doar cel înviat, înălțarea s-a făcut în văzul tuturor, în prezența Maicii Domnului și a Sfinților Apostoli. Hristos le-a făgăduit acestora că îl va trimite pe Duhul Sfânt, iar apoi s-a suit la cer binecuvântându-i, iar ei, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Voi știți, dragi elevi, cum se salută creștinii în această perioadă? Bravo! Hristos s-a înălțat! Și răspundem, adevărat s-a înălțat! Timp de 10 zile de la înălțare, creștinii se salută spunând, Hristos s-a înălțat, și răspund, adevărat s-a înălțat. Să ne înălțăm și noi cu gândul la Dumnezeu. Creștinii sărbătoresc înălțarea Domnului în a șasea joi după înviere. Pe cine mai cinstește biserica noastră în ziua înălțării Domnului? Este bine să știți, dragi elevi, că tot în această zi Biserica Ortodoxă Română sărbătorește și Ziua Eroilor. Astfel, biserica noastră îi cinstește prin slujbe deosebite pe cei care ne-au apărat țara și credința chiar cu prețul vieții lor. Ce ne rămâne nouă de făcut? Să le mulțumim și să nu-i uităm niciodată. Îndemnuri pentru micul creștin. Să participi la Sfânta Liturghie în ziua înălțării Domnului. Să înalți gândul tău către Dumnezeu. Să cinstești eroii neamului. Să citești despre eroii români. Să vestești altora, Hristos s-a înălțat. Poți da și alte exemple? Notează-le în caiet. Să reținem. Creștinii sărbătoresc înălțarea Domnului la 40 de zile după învierea sa. Când s-a ridicat la cer, Mântuitorul a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. În fiecare an, înălțarea Domnului la cer se sărbătorește într-o zi de joi, împreună cu ziua eroilor. Cinstirea eroilor neamului este o datorie națională. Ne jucăm și învățăm. Citește cu atenție versurile următoare.
Hristos ne-a arătat, ca un mare împărat, că Dumnezeu e iubire și ne îndrumă spre înnoire. Eu credința o împlinesc, căci mă învață să cinstesc neamul și poporul meu, cum ne îndeamnă Dumnezeu. Iar eu inima mea-mi plec și cu bine vreau să trec, cu răbdare, prețuire, spre a noastră mântuire. Ce împlinim prin cinstirea eroilor? Cine ne învață acest lucru? Depus la suflet. Mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru și la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Webografia imaginilor.